Angajații din cadrul a peste 2200 de grădinițe și școli din Republica Moldova au fost atenționați despre măsurile de prevenire a incendiilor sau altor situații de urgență înainte de începerea sezonului rece. Experții au verificat sursele de încălzire și au instruit personalul didactic cum se va explora tehnica și echipamentul de intervenție în cazul situațiilor de risc. Copiii grădiniței numărul 92 din municipiul Chișinău au fost primii care au întâmpinat salvatorii. Dacă ai de foc o casă, pompieri trebuie să suni 112, dar trebuie să vii pompieri să stângă focul la casă. Focul arde. Ce poți să se întâmple? Și când nu știi fie de mâna. Frige mâna focul, da? Trebuie să ne jucăm cu chibritele sau nu? Nu. Angajații IGSU au vizitat cazangeria instituției și au instruit personalul despre măsurile de prevenire a incendiilor. Rămânem recomandarea cu cerințele care trebuie să fie respectate în permanență la exploatarea termogeneratoarelor, atât pe combustibil solid, cât și pe combustibil gazos. Trebuie să fim atenți, precauți la toate regulile care mi s-au prezentat, accesul să fie liber la toate ieșirile, ca să, în caz de incendiu, să putem evacua rapid copiii. Fără supraveghere să nu lăsăm nimic în priză, nimic tot trebuie distâns. Ca să evităm toate tragediile și toate neregulile. Am vorbit că este important de respectat regimul de aerisire a instituțiilor, pentru că, evident, trebuie să permanent să fie aerisire, pentru că suntem la moment funcționează un sistem de alimentare pe gaze. Specialiștii avertizează că sediile trebuie dotate cu mijloace primare de stingere, iar căile de evacuare să fie menținute libere. Ar fi încălcări de ordin uzual sau de ordin tehnic, cum ar fi careva depozitarea materialelor combustibile pe căile de evacuare, amplasarea surselor primare de stingere care sunt prezente, dar care nu le amplasează la locuri ușor admisibile, adică ușor să le utilizăm, sau folosirea uneori a prelungitoarelor electrice care uneori nu corespund cu cerințele. Potrivit datelor oficiale, peste 85% din instituțiile de învățământ din țară au fost evaluate la capitolul prevenirea riscurilor de incendii și altor situații de urgență.